În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și fiind scos demonul, a vorbit mutul. Frați creștini, doi orbi și un mut îndrăcit, spune Sfânta Evanghelie de astăzi, că i-a vindecat Mântuitorul nostru Iisus Hristos într-o casă. Acești doi orbi strigau în urma lui și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David! Iisus le-a zis: credeți că pot face aceasta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Iisus a atins de ochii lor și le-a zis: facă-vi se vouă după credința voastră. Și îndată li s-au deschis ochii. Încă o dată auzim de o credință puternică și neclintită la acești doi orbi, ca și la sutașul cu sluga bolnavă, sau ca la femeia cananeancă și la alții. Credința acestor doi orbi a fost mare, a fost fără îndoială, din adâncul sufletului și a trupului. Au crezut cu mintea, cu inima și cu sufletul. De aceea s-au tămăduit pe loc de la doctorul cel mare, Iisus Hristos. Cei doi orbi, în înțeles duhovnicesc, mai închipuie sufletul și trupul. Fericit este creștinul care crede cu toată ființa sufletului și a trupului în Dumnezeu și în existența lucrurilor nevăzute. Nefericit este omul chiar în lumea aceasta care nu poate să creadă în Dumnezeu și în existența vieții veșnice, căci astfel de om este ca un orb pe care îl conduce un alt orb și cad amândoi în prăpastie. Când mintea omului este întunecată și tot trupul lui este pătimaș, vai de sufletul acela! Când sufletul este condus de un trup pătimaș și orbit de pofte și păcate, cad amândoi în prăpastia iadului. Dacă cei doi orbi n-ar fi crezut amândoi, nu s-ar fi vindecat. Sau se vindeca numai cel ce a crezut fără îndoială. Când omul este orbit la suflet și la trup de fel de fel de păcate, un astfel de om este un sclav al păcatului. Un astfel de om îl auzi gemând sub greutatea patimilor și a păcatelor. Tot trupul și sufletul este legat în lanțuri și nu poate să facă nicio mișcare spre bine. De aceea îi vedem și auzim pe mulți zicând: am încercat, dar nu pot să mă las de păcat. Am încercat, dar nu pot să mă las de băutură. Nu pot să mă las de femei, de jocuri, de înjurat, de drăcuit, de clefetit, de chefuri, de lux, de farduri. Un astfel de om nu poate spune un cuvânt despre Dumnezeu. El nu poate face nici cea mai mică rugăciune. Este mut, fiindcă demonii îl stăpânește. Sunt multe femei și bărbați care au îmbătrânit și nu știu rugăciunea principală, cea mai însemnată rugăciune care ne-a învățat însuși Domnul Hristos, care ne-a lăsat-o, Tatăl nostru. Un astfel de om care nu știe nici rugăciunea aceasta este mut, nu poate deschide gura să cânte lui Dumnezeu și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru binefacerile lui. Un astfel de om este un mut, ca mutul din Evanghelia de astăzi, stăpânit de demonul. Și nu se va lumina, nu va vorbi, până nu vor ieși duhurile necurate, demonii patimilor din ei. Căci mulți au îmbătrânit și au îmbătrânit și demonii patimilor
și ai păcatelor în ei. O viață întreagă i-au hrănit cu poftele și păcatele și acum e greu să se lase de ele. Iisus Hristos, prin puterea sa dumnezeiască, a dezlegat limba unui mut și l-a făcut să poată vorbi. Dar zadarnic voia el să închidă gurile celor doi orbi, cărora le redase vederea. Orbii răspândiră vestea vindecării lor în tot ținutul acela. Acești oameni făceau însă un lucru bun, căci vesteau minunea vindecării lor de către fiul lui David, fiul lui Dumnezeu. Și pentru această recunoștință a lor și-au mântuit sufletele, căci au făcut ceea ce trebuiau să facă, așa cum trebuie să facem și noi, pentru atâtea binefaceri pe care le-am primit de la Dumnezeu. Însă majoritatea creștinilor, mai ales femeile, nu au nicio dezvinovățire când nu își înfrânează gura, vorbind și dând la iveală metehnele oamenilor, ale semenilor lor, ca să strice bunul lor nume. Acest obicei urât este păcatul clefetirii, despre care vreau să vorbim astăzi. De mare trebuință este să ne oprim asupra acestui păcat, pentru că clefetirea este năravul cel mai des întâlnit în lumea noastră. Este ca un focar de infecție pentru suflet și trup. Știm că nu toată lumea fură sau desfrânează, dar credem că nu greșim când spunem că toți clefetesc. Mari și mici, bărbați și femei, la orașe și la sate, aproape toți vorbesc de rău pe alții, toți clefetesc. Clefetirea crește ca o buruiană. Năravul acesta este atât de primejdios, fiindcă în ochii lumii pare a fi cel mai ușor păcat. Însă, ascultați câte urmări nenorocite are acest păcat. A clefeti, a defăima sau a ponegri, înseamnă a te face judecător fratelui tău, aproapelui tău. A da în vileag scăderile sale și a-i murdări numele lui bun, a-l osândi, fie din invidie, din ură sau numai din simpla plăcere de a spune flecării. Te otrăvești singur. Spre exemplu, spun mulți, mai ales femeile, știi ce am auzit despre Stan? Că în fiecare zi își bate nevasta. Și închipuie-ți, dragă, că și Bram se îmbată mereu. Și am să-ți mai spun ceva, dar să rămână vorba între noi. Vecinul nostru e un zgârcit de n-are perechi. Sau altele și mai grave. Ce te mai duci, dragă, la biserică? Știi ce a făcut popa, preoteasa, cu copiii lor? Și începe să-i clefetească câte a auzit și ea de la altă clefetitoare, cu născociri, exagerări, sau adevăruri spuse numai pe jumătate, minciuni spuse de-a binelea, șoptiri strecurate la ureche. Aceasta este meseria clefetitorului ca și a diavolului, că și diavolul clefetește și pârăște pe toți creștinii la Dumnezeu. Așa spune Sfânta Scriptură. După ce ne învață tot el spurcatul să facem toate relele, ne prinde și scrie în cărțile lui păcatele și răutățile care ne-a învățat să le facem, și apoi dă fuga la Dumnezeu și ne pârăște. Ia să vezi, Doamne, ce fac creștinii tăi. Și spune și citește toate păcatele care le facem noi pe aici. Așa și clefetitorul.
Când defăimăm pe cineva, nu ni se pare că facem vreun rău și că nu defăimăm pe nimeni. Căci doar facem puțin haz ca să mai râdem și să mai treacă timpul, zic unii. Iată însă ce spune Sfânta Scriptură, Biblia. Ne arată clar că ne înșelăm cumplit. Haidem să-l ucidem cu vorba, se sfătuiau dușmanii prorocului Ieremia, căci nu-l mai puteau suferi. Limba clefetitorului este asemenea unei săgeți sau sabie ascuțită, spune la proverbele lui Solomon. Iar apostolul Iacov zice că limba clefetitorului este plină de o travă de moarte. Și într-adevăr, ca niște săbii sunt limbile cele înveninate ale clefetitorilor. Cine ar putea spune câte nenorociri, câte certuri și mânii, câtă turburare între oameni, câtă vrajbă și dușmănie între vecini, între soți, între părinți și copii, între maici și surori, între preoți și credincioși, câte divorțuri și câtă suferință după ele, câte crime chiar din cauza păcatului acestui, a clefetirii și a vorbirii de rău, câtă lume nu s-au certat și s-au tăiat din cauza acestui păcat al clefetirii. Săptămâna trecută mi-a venit o femeie bătrână, alungată de bărbat, bătută și pe drumuri, cu lacrimile și roaie, îmi spunea că bărbatul o izgonește și nu poate să o sufere, că i-a spus lui cineva că mai în tinerețe a greșit cu cineva. Vedeți? După atâția ani de căsnicie, tocmai acum s-a găsit o gură clefetitoare să le strice pacea la bătrânețe. Dar de altfel, femeia aceasta, acum la bătrânețe, plătea păcatul clefetirii ei, pe care îl făcuse în tinerețe, căci am întrebat-o dacă a vorbit și ea pe cineva de rău vreodată în viață. Și pe loc și-a adus aminte, de când era tânără, că a apărut pe o vecină a ei la bărbat că îl înșeală, din care cauză aceia lua bătăi și certuri și s-au despărțit până la urmă. Iată deci să nu ne jucăm cu păcatul clefetirii, căci cât de târziu a ajuns-o la bătrânețe și a trebuit să-l plătească greu. De aceea și dracii au așezat acest păcat al clefetirii la prima vamă. Știți că sunt 24 de vămi în văzduh. La prima vamă, la întâia vamă, sunt opriți clefetitorii și bârfitorii, toți vorbitorii de rău. Aici sunt întrebați de toate vorbele putrede, de toate bârfele, și dacă ar ascunde cineva ceva, le arată catastivele lor scrise de ei și ora când le-a făcut, când le-a zis. Căci diavolii scriu imediat ce ne-a ieșit din gură vorba, grăită de rău, ori de-am clefetit, ori de-am bârfit, ori de-am glumit. De aceea Cartea Sfântă nu ne dă voie să facem glume, căci nu sunt bune. Ascultați acum ce rele și câte nenorociri pot ieși din păcatul acesta al clefetirii. Prin acest păcat poți răpi cinstea omului. Prin păcatul clefetirii se poate lua viața cuiva sau îl poți băga la pușcărie. Mulți din cauza păcatului clefetirii, a pârâciunilor, au fost dați afară din servici sau din vreo funcție oarecare.
Multe femei cinstite au ajuns la despărțire cu soții lor din cauza clefetirii. Că le-au pârât, le-au clefetit cineva. Fiindcă cumnatele, rudele sau chiar părinții au clefetit-o la bărbat. Că e așa, că e pe dincolo, că nu face de el, s-o lase că nu e bună de nimic. Și așa ajung clefetitorii să-i despartă, să rămână copii pe drumuri plângând și amărâți. Mulți clefetitori vorbesc de rău pe ucenicii Domnului, pe preoți, pe propovăduitorii care vestesc cuvântul adevărului. Aproape toți au de suferit așa de mult de pe urma acestui păcat, cum au suferit și Sfinții Apostoli și mai ales Sfântul Apostol Pavel. Un adevărat dezastru sufletesc fac clefetitorii în ogorul Domnului. Și diavolul culege mari și bogate roade. Exemple avem destule din Sfânta Scriptură și din viețile sfinților. Sfinții apostoli erau clefetiți de păgâni, de răutăcioși, de oameni răi la împărații păgâni de pe vremea aceea și le spuneau cum că răzvrătesc poporul și învață lumea o religie în care se ascunde marurgii și că se lucrează contra legilor împărătești. Majoritatea creștinilor care făceau minuni sfinților erau clefetiți și pârâți la mai mari cetăților, cum că minunile nu le săvârșesc cu ajutorul lui Dumnezeu, ci că toate minunile sunt vrăjitorii. Așa cum ați auzit și din Sfânta Evanghelie de astăzi, că poporul se mira de aceste minuni care le făcea Iisus, iar cărturarii și farisei ziceau că cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Hulă grozavă împotriva lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, hulă fără de iertare. De aceea n-au fost iertați și n-au putut să primească iertare și se află în fundul iadului toți acei clefetitori și bârfitori. Clefetiturii atunci, în vremea Sfinților Apostoli și a Sfinților Făcători de Minuni, erau crezuți de păgâni și de toată lumea, iar creștinii nu erau crezuți, erau dați la chinuri îngrozitoare. O mulțime de clefetitori avea și Sfântul Apostol Pavel și se luptau cu toții ca să nu fie crezut și ascultat când le vorbește. Vorbeau la adresa lui fel de fel de bârfe și chiar calomnii grozave, ca nimeni să nu-l mai creadă niciodată. Aceasta mi s-a întâmplat și mie în multe locuri și la mulți vestitori ai adevărului, căci vorbele pline de venin urii îndreptat împotriva noastră îi făceau pe mulți să se clatine din credință și chiar să cadă pentru totdeauna în necredință, în pierzare sufletească. Am avut multe de tras și eu de pe urma clefetitorilor și încă am. Sunt atâtea guri pornite împotriva adevărului, atâtea guri mincinoase. Dar Dumnezeu le-a stupat pe multe, căci mulți s-au îndrăcit, a intrat necuratul în ei și chinuiește și astăzi. Fiindcă așa este îngăduit de la Dumnezeu ca să plătească cu chinuri grozave și să se mântuiască poate până la urmă și ei, unii dintre ei, că sunt creștini. Diavolul a băgat de seamă că mult câștig îi aduce limba clefetitorului. Pentru aceasta să fiți atenți și niciodată să nu dați crezare clefetitorilor, căci mulți și-au pierdut sufletul pentru că au crezut vorbele cele măgulitoare ale clefetitorilor. Și vrăjmașul sufletelor noastre
tot e mulțumit, chiar dacă n-a reușit să-l dărâme pe cineva, numai să-l îndoiască în credință și să-l răcească de persoana aceea care l-ar fi putut ajuta. Nu se poate spune prin cuvinte ce grozav este păcatul acesta al clefetirii. Așa după cum ați auzit că la prima vamă sunt opriți clefetitorii, bârfitorii și toți vorbitorii de rău, ascultați acum din viețile sfinților despre o sfântă numită Cristina, Fecioara Admirabilă. Ce chinuri grozave a văzut această sfântă în iad, cum a văzut ea că sufereau sufletele acolo care au avut până la moarte urâtul obicei de a clefeti și a bârfi pe cineva. Această sfântă a murit la vârsta de 32 de ani, după o viață de sfințenie. Când a fost adusă în Sfânta Biserică ca să îi se facă slujba mormântării, fiind așezată într-un coșciuc deschis în mijlocul bisericii, un mare număr de credincioși se rugau pentru sufletul ei, așa cum este obiceiul la mormântare. În timp ce se cânta cu sfinții odihrește Hristoase sufletul adormitei roabei tale, moarta se sculă din sicriu și zbură ca o pasăre spre tavanul bisericii, așezându-se pe un baldachin la o arcadă, sus. Lumea, când a văzut aceasta, a fugit de frică afară, rămânând lângă coșciuc numai o soră a ei mai mare și preotul, care, văzând cele întâmplate, a rugat-o pe sfântă să coboare jos. Ea ascultă glasul preotului, coborâ ca un fulg de zăpadă și se duse cu sora, cu preotul și cu alții acasă, unde povesti la toată lumea care se adunase acolo următoare: când se despărți sufletul meu de trup, fusei înconjurată de o mulțime de îngeri și mă duse într-un loc întunecos și groaznic. Acolo era o mulțime de suflete în chinuri și suferință, pe care nicio limbă de om nu poate a le spune cu deamănunt. Printre cei ce sufereau, am cunoscut pe unele femei care nu muriseră de mult de la noi din sat și erau în viață foarte glumețe, râzătoare, bârfitoare, clefetitoare. Văzându-le în ce stare de plâns se află, am întrebat ce este aici și mi s-a spus că este iadul. Sufletele acelea erau chinuite de demoni în felul următor. Pe unele le agățau de limbi în niște cârlige, ca pe vite la măcelărie. La altele le turnau în gură spurcăciuni împuțite, la altele zmoală fierbinte, iar altele erau așa de bolnave și slabe, cum sunt cadavrele morților galbene și prăpădite. Și printre ei umblau șerpi mari și se încolăceau pe ei și îi strângeau foarte tare, iar ele răgneau ca vitele la abator și scoteau viermi pe gură, din limbă, pe nas și pe urechi. Nemai putând suferi să văd acele chinuri îngrozitoare, am fost imediat dus înaintea tronului ceresc. Aici am fost întrebată dacă mi-a fost milă de sufletele acelea din iad. Eu am spus cu lacrimi că tare mi-a fost milă și mi s-a spus că mila aceea a fost de la El, de la Dumnezeu. Ca venind eu în lume iarăși să mărturisesc și să spun că în iad cele mai multe suflete se chinuiesc din cauza limbii neînfrânate. Această sfântă a mai trăit 42 de ani printre păcătoși, unde zilnic îi învăța
și cu lacrimi sfătuia să se lase de bârfire și de clefetire și de tot felul de păcate. Ziua îi învăța, iar noaptea fugea spre păduri, în locuri sălbatice să se roage și să plângă pentru ei. Mulți martori oculari ai faptelor ei, fiind cuprinși de frică, s-au convertit și și-au schimbat viața. Unii s-au retras prin mănăstiri și s-au călugărit, iar unele fete tinere și-au închinat viața lui Dumnezeu, păzindu-și fecioria și limba de la clefetiri și bârfiri. De aceea, frate și soră creștină, când dai ceva pe fratele tău, mustră-l în față, că e mai bine. Dar și mai bine este așa cum ne învață Domnul Hristos. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Vorbirea creștinului nu trebuie să fie nici poruncitoare ca la slugi, nici cu dispreț, nici cu lingușiri măgulitoare, nici cu aroganță, ci fiecare să sfătuim pe fratele nostru cu smerenie și cu dragoste, căci păcatele clefetirii și bârfirii ies din mândrie, din invidie, din lene și răutate. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne poruncește zicând: feriți-vă să nu defăimați. Iar în altă parte zice: nu judecați ca să nu fiți judecați. Undeva într-o carte numită Prolog am citit cum a văzut un sfânt părinte un suflet care a fost adus de înger în fața Domnului Hristos. Și acesta era plin de tot felul de păcate. Dar numai păcatul acesta al clefetirii, ca să judece pe alții, nu-l făcuse niciodată. Atunci dreptul judecător, văzând că toată viața lui n-a judecat pe nimeni, i-a zis: întrucât n-ai judecat pe nimeni, nici eu nu te judec, așa după cum am spus în Evanghelia mea. Luați-l și deschideți porțile raiului. De asemenea, tot acolo, în acea carte, se spune de un suflet care făcuse multe fapte bune. Postea, se ruga, făcea închinăciuni, făcea metanii fără număr. Dar ce folos, că nu ținea seamă de rugăciunea aceasta scurtă a lui David, care se zice de fiecare dată la vecernie: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Căci acesta totdeauna era cu clefeteara în gură, cu bârfiri flegmatice și judeca pe toți, ca și când numai el era bun pe fața pământului. Iar când a ajuns în fața Domnului Hristos, a fost osândit cu cărturarii și fariseii și cu toți cei ce strigau la răstignirea Domnului: răstignește-l, răstignește-l. Cu toți aceia care l-a răstignit pe Domnul Hristos, a fost osândit. Să luăm aminte că această cădere este mare, să ne vedem păcatele noastre, să smulgem buruienile și spinii din propria noastră grădină, să nu purtăm grijă de ceea ce se petrece în grădina vecinului, căci Dumnezeu, care știe inima fiecăruia, va cumpăni drept la ziua judecății. Până atunci, suntem cu toți aici în noaptea acestei vieți, în întunericul cel greu al ispitelor de tot felul. Creștinii noștri au ajuns într-o stare rea de plâns. Se războiesc unii pe alții contra altora în diferite chipuri. Au făcut limba praștie și aruncă cuvinte grele cu ea unii împotriva altora, prin clefetire și bârfire. În războaiele care au trecut, cei care au fost pe acolo, li s-au întâmplat să se războiască noaptea din greșeală cu alți soldați de-ai lor, de prin alte unități.
Toată noaptea erau în luptă crâncenă, frate cu frate, fiindcă era întuneric mare. Adică frate cu frate de aceeași naționalitate. Un război aprig unii contra altora, neștiind ce fac din cauza întunericului nopții. Abia dimineața, când a răsărit soarele și s-a făcut ziua, au observat cumplita greșeală. În întunericul nopții și al pădurilor de brad se războiseră frații și se omoruseră. Tot locul era plin de sânge, cadavre de morți și răniți. Această întâmplare adevărată are un adânc înțeles sufletesc pentru noi creștinii. Oare noi creștinii de astăzi nu facem tot așa? Nu ne războim noi unii contra altora în noaptea invidiei și a urei de frați? Nu lovesc și omoară cu pietre bârfitoare, frate pe frate, român pe român, cu arma clefetirii unii contra altora, de râd străinii de noi? Că nicio naționalitate nu este în credință și în dragoste neunită ca noi, românii și creștinii. Oare nu sunt în situația aceasta acele neamuri sau chiar părinții care distrug căminul copiilor lor, despărțindu-i prin fel de fel de vorbe de bârfeală? Și nu mai vorbesc ce război crâncen se dă între creștini în toate privințele. O noapte grozavă cu lupte de clefetire între frați este viața creștinilor noștri de astăzi. Nu mai se țin de neamuri, se urăsc și se dușmănesc, se judecă și ajung la omor. Abia la sfârșitul vieții vor vedea fiecare și vor plânge cu amar cumplita greșeală în care au trăit. Când va răsări soarele Iisus Hristos pe norii cerului și se va face ziua, atunci în zadar vor mai căuta îndreptare, căci nu vor mai putea face nimic. E momentul cel mai potrivit să lăsăm această diabolică armă a clefetirii, a bârfirii, a vorbelor îndoielnice și să strigăm și noi prin întunericul lumii acesteia ca cei doi orbi din Evanghelia de astăzi care striga cu ochii închiși în urma Mântuitorului și ziceau: miluiește-ne pre noi, Iisuse, Fiul lui David, scapă-ne pre noi de orbirea aceasta sufletească, Fiul lui Dumnezeu, căci nu mai putem suporta întunericul acestor păcate. Și luminează-ne ochii sufletului, ca să vedem și noi frumusețea feții tale, lumina Evangheliei tale. Și pentru că tot e vorba de mutul care a vorbit după ce a ieșit demonul, să vorbim acum puțin de gura lumii de astăzi, de care se folosește demonii iadului în diferite feluri, pentru pierzarea sufletelor celor care se întorc la Dumnezeu. Căci dacă clefetiturii cu limba deschid ușile iadului și ajung în cele mai cumplite chinuri, apoi nici cei ce ascultă de ei, de clefetitori, nu ajung în altă parte decât tot în acele locuri de jale și de plâns, în iad, dacă ascultă și dacă se ia după gura clefetitorului. Așa întocmai cum Lucifer a greșit, a păcătuit, s-a mândrit și a căzut din luminat, s-a făcut întunecat, și îngerii care au ascultat de el au căzut cu el în prăpastia iadului. Tot așa și creștinii noștri. De aceea zice o vorbă bătrânească că gura lumii nu astupă decât pământul.
Și deci nu e bine să ne luăm niciodată după gura lumii. Se observă în lume că cu cât unii oameni sunt muți pentru Dumnezeu, pentru credință, pentru biserică, pentru cele sufletești, pe atât sunt de vorbitori, de bârfitori, de hulitori și râzători de aproapele. Și bun de toate poznele și znoavele și poreclele și de toate vorbele cele putrede. Cum le zice Sfântul Apostol Pavel, că vom da seama de ele înaintea lui Dumnezeu. Așa se povestește într-o carte veche că un tată și cu fiul său se duceau la târg să vândă un măgar pe care l-aveau. Tatăl și fiul mergeau pe lângă măgar pe jos. Când s-au întâlnit cu primii oameni pe drum, i-au și luat în primire cu gura zicându-le: ce oameni proști! Își rup încălțămintele și picioarele ca să nu strice potcoavele măgarului. Atunci tatăl se sui pe măgar și plecă. Când se întâlni cu alți călători, îi luară iar cu gura: ce tată fără pic de inimă! Uite că n-are milă de copilul lui! Îl lasă sărmanul să bată drumul pe jos. Tatăl se dete jos și se sui pe măgar copilul său. Se întâlniră cu alți călători. Poftim, grăiră ăștia! Să mai cheamă acesta un copil cu creștere bună? Iată, bătrânul lui tată merge pe jos și el călare pe măgar. Ce-ai de făcut, măi, cu oamenii aceștia? Zise tatăl. Se suiră alături, amândoi pe măgar, cu nădejdea că vor astupa gura lumii. Dar de unde? Abia făcură câțiva pași și alți oameni pe care îi întâlniră începu a le zice: ia uitați-vă ce oameni tirani! Două matahale de oameni sănătoși merg călare pe un bied măgăruș. Ascultă-mă, fiule, zise tatăl, oamenii ăștia nu o scoatem la căpătâi. Hai să mai încercăm una. Se coborâra amândoi de pe asin, luară o prăjină de lemn și legând măgarul de câte două picioare, îl ridicară în spate și porniră ei cu el în spate la drum. Când se întâlniră cu alți călători, începu să râdă și mai tare de ei ca de niște nebuni. Că n-au mai fost chip, se spune în povestire că de supărare s-au dus și au trântit măgarul într-o râpă, într-un râu și s-au întors acasă fără el, ca să scape de gura lumii. Această istorioară ne arată ce pățește omul când se ia după gura lumii. Gura lumii este pusă în slujba lui Satana. Gura lumii se amestecă și în mântuirea sufletului și în toate treburile omului. Gura lumii e cea dintâi armă pe care o ridică diavolul contra mântuirii unui suflet. Îndată ce te lași de răutăți și apuși pe calea Domnului, gura lumii nu te mai scoate din țâgnit, zmintit, habodnic, fanatic, mironosiță, pocăită, sectantă și multe alte vorbe inspirate de Duhul cel necurat. Oriunde se hotărăște un suflet pentru Domnul, acolo aleargă și gura lumii. Și te miri de unde scoate răutățile ei. Și mai ales te miri de oameni cât de ușor sunt la minte și se lasă convinși de răutățile din gura lumii. Dar să nu ne mirăm prea mult, pentru că gura lumii, de fapt, e gura diavolului. Și oamenii ascultă gura aceasta mai mult ca de Sfânta Biserică, de Sfintele Cărți, de Sfânta Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu. E destul să spună gura lumii despre un preot că a făcut cine știe ce greșeală mică. Căci diavolul scoate până la urmă acea mică greșeală egală cu o crimă vrednică de condamnat la moarte. E de spus să spună gura lumii că într-o biserică se condamnă toate păcatele și lucrurile diavolului.
că și zice imediat că aceea nu-i biserică ortodoxă și că e o biserică sectantă. Că așa au ajuns creștinii noștri de întunecați, mai rău ca orbii din Evanghelia de astăzi. Să nu mai găsească că e un păcat a trăi necununați. Nu văd niciun păcat în aceasta. Să nu găsească că e păcat să facă crimele acestea, avorturile. Să nu găsească că e păcat să se căsătorească rudenii. Să nu găsească că e păcat să meargă la vrăjitoare, să se îmbete, să fumeze. Mai ales când le spui că e păcat să te îmbeți, să fumezi, să te ții de tot felul de petreceri și câte altele, imediat începe gura lumii să vorbească că cu adevărat aceasta nu e o biserică bună. O biserică sectantă. Fiindcă numai sectanții nu se îmbată, nu fumează, nu dansează. Va să zică ca să fii creștin ortodox, trebuie neapărat să te ții de aceste păcate și să le faci mereu că te iartă Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu un băiat tânăr din biserica noastră. Băiatul, având servici aici în București, se rătăcise, așa cum s-au rătăcit mulți și băieți și fete. Trăiesc în desfrânare și păcate de tot felul. Se rătăcise și el, sărmanul, cu totul. Băiat venit de la țară, de acum se îmbăta, fuma, înjura, se luase de multe rele. Cineva l-a adus și pe el aici între băieții noștri și atât de mult i-a plăcut bietului băiat că se lăsară de toate relele. Ba încă zicea și el câte ceva pe la strană. Miluiește-mă Dumnezeule, crezul. Având concediu, s-a dus câteva zile pe acasă. Acolo a povestit și el cu dragoste că merge la biserică la părinții lui, că merge la biserică în fiecare duminică la o biserică și că s-a lăsat de păcate și se simte așa de bine. Când a auzit tatăl lui aceste vorbe, i-a spus că s-a rătăcit și că el se spânzură dacă mai vine aici la această biserică. Și băiatul, ca să facă voia lui taicăsu, nu mai vine aici. S-a luat iar de rele ca înainte. L-a văzut cineva cu răutățile. Să ne mai mirăm de ce îi bat copiii pe părinți? Să ne mai mirăm de ce le fac fel de fel de necazuri? Ce merită acest tată? Mai el tată? Nu e un ucigaș de copil? Să nu merite el să ducă fiul s-o beat într-o zi și să-i dea câteva măciuci în cap ca să-l scape de răutăți? Ia, de ce ajung copiii în blestem dumnezeiesc? Cauza acestor părinți întunecați, orbi, rătăciți, spurcați, care n-au milă de copiilor. Pe aceasta este milă. Copiii, tineretul care vine aici și învață credința cu adevărat a bisericii noastre ortodoxe, nu ajung în pușcării, nu fac violuri, nu ajung în casa de nebuni, nu ajung bolnavi și prăpădiți, sunt fericiți și au mulțumire sufletească. Și le aduce și lor bucurii dacă îi lasă să urmeze calea adevărului. Dar iată, iubiți creștini, răutățile de unde pleacă? Cine sunt autorii răului? La copii și la tineret. Să nu vă înșelați însă, căci noi nu vă spunem din capul nostru. Citiți cărțile sfinte ale bisericii și auziți că nu așa au trăit creștinii adevărați ai bisericii ortodoxe. Soră și frate creștine, dacă vrei să-ți mântuiești sufletul,
nu asculta de gura lumii. Ai apucat pe calea aceasta a mântuirii, mergi cu îndrăzneală și cu fruntea sus pe această cale sfântă pe care au mers apostolii, sfinții părinții noștri, moșii și strămoșii noștri, toți martirii și mucenicii, căci Mântuitorul pe aceștia îi fericește când zice: fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul împotriva voastră mințind pentru mine. Auziți când trebuie să ne bucurăm? Când suntem ocărâți și prigoniți, când suntem necăjiți, căci atunci câștigăm, atunci îndatorăm pe Dumnezeu să ne plătească, pentru că suferim și noi cum a suferit El și Sfinții Lui. N-ascultați de gura lumii, să ne gândim că omul din istorioara de mai sus și-a pierdut animalul, măgarul acesta, ascultând de gura lumii, căutând să facă poftele lumii. Dar noi, dacă ascultăm de gura lumii, pierdem sufletul și trupul. Și trupul, așa cum o să se piardă copilul acesta și atâția și atâția care trăiesc în rătăcire, în beții, în fumat, în toate răutățile. Înfundă pușcăriile și spitalele de nebuni. Valoarea unui om se măsoară după voința lui. Voința este făcută pentru bine de Dumnezeu, dar omul nu ia aminte. Luminarea voinții noastre se face prin studierea și cunoașterea mai bine a datoriilor noastre creștinești. Întărirea voinței se capătă prin practicarea virtuților, a faptelor, lucrurilor bune. Cei care cedează patimilor își pierd libertatea, devin niște sclavi urâți și murdari cu obiceiuri urâte, lipsiți de curaj și răbdare. De aceea Mântuitorul ne recomandă multă răbdare. Într-o răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre, zice El ucenicilor Săi. Fără răbdare nu s-a mântuit nimeni, mai ales când ne gândim la mulțimea martirilor, căci toți prin răbdare au trecut în veșnicie. De aceea să rugăm și noi pe Dumnezeu să ne întărească în răbdare, în smerenie și ascultare de dreapta credință, să ne facă să înțelegem și să o cunoaștem bine, sfânta credință, ca să o iubim, să o aducem în viața noastră cu adevărat, să n-ajungem să ne lepădăm de Dumnezeu, că e gata lepădarea de credință. Lumea se leapădă de mult, dar vine în curând lepădare de credință mare. Nu știu câți vor scăpa, dar imediat, spune Cartea Sfântă, Biblia, după ce se vor lepăda, vine sfârșitul. Imediat. Așa că luați aminte că zadarnică este toată credința și tot ce ați făcut până acum, dacă vă veți lepăda de credință, numai atât cât a făcut Sfântul Petru. Cum s-a lepădat el? A spus numai atât, că nu-L cunoaște pe Iisus. Nu-L cunosc pe omul acesta. După ce a spus de 3 ori că nu-L cunoaște, a cântat cocoșul și și-a adus aminte că îi spusese Domnului că se va lepăda în noaptea aceea. Așa și nouă, nu ne trebuie mult decât să faci o iscălitură. Nu sunt creștin, nu merg la biserică, nu-mi trebuie pe Dumnezeu. Să spui și cu gura și să scrii. Și atât îți trebuie.
că te-ai ars pentru totdeauna. Așa spune Mântuitorul în Cartea Sfântă, cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu. Clar, nu-l cunosc, Tată, afară cu el. Examenul acesta se apropie. Să ne ferească Dumnezeu și să ne ferim și noi. Să rugăm cu lacrimi și cu metanii și cu credință și cu căință tare ca să-l trecem cu bine. Doamne Dumnezeul minunilor, Cel ce ai luminat ochii orbilor și i-ai făcut să vadă marea Ta iubire de oameni, deschide și ochii sufletelor noastre ca să putem vedea adevărul învățăturilor Tale. Cel ce ai deschis gura mutului și ai alungat demonii din el, deschide și gurile noastre spre slava numelui Tău, ca și noi să-ți mulțumim, să-ți cântăm și să te preaslăvim, să te mărturisim înaintea oamenilor pe Tine, Stăpânul și Împăratul nostru al creștinilor. Alungă demonii de la zidirea mâinilor Tale, Doamne, și nu-i lăsa să ne mai facă să clefetim, să bârfim, să judecăm pe aproapele nostru. Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Amin.